Adi, meciul cu Rapid va fi ultimul pentru tine în tricoul farului. Cu ce gânduri aștepți această partidă? Da, va fi ultimul meu meci. Sper să intru acolo pe teren, să dau tot ce mai bun în mine. Încerc să înscriu pe plan personal și pe plan colectiv. Sper să facem un meci mare și să-l câștigăm. Ce a însemnat pentru tine Academia de Fotbal Gheorghe Hagi? Pentru mine a însemnat un lucru extraordinar, pentru că aici am început fotbalul de când eram copil și, să spun, am avut un plus în creșterea mea. Cât de mult te-a ajutat această perioadă petrecută la Academia Hagi în progresul tău? M-a ajutat foarte mult pentru că tot ce am învățat de aici, am învățat de la Academie și sper că s-a văzut asta și în teren. Ai petrecut ani buni aici, cu siguranță amintirile vor rămâne. Da, în toți acești ani am avut aici turnee, meciuri, toate cupele și trofeele și medaliile le-am avut de aici, de la Academie și sper să mai am în continuare. Debutul tău la Seniorii Farului s-a produs chiar în sezonul în care Farul a devenit campion al României. Un lucru extraordinar, ce a reprezentat acest lucru pentru tine. Da, a reprezentat un sentiment de bucurie pentru că am debutat într-un sezon în care eram pe primul loc. Trebuia să fac față și am intrat în teren așa cum trebuia și am reușit să ieșim campion. Ai surprins poate pe multă lume pentru că ai progresat foarte repede, iar rezultatele au apărut chiar în primul tău sezon la senior. Da, a fost chiar într-un timp foarte scurt, nici eu nu mă așteptam sincer și acest lucru a venit prin multă muncă și dedicare 100%. Cu siguranță vei fi în continuare alături de Farul, vei urmări meciurile pe care le va susține în continuare echipa noastră. Ce vrei să le transmiți colegilor? Da, le transmit multă baftă, va fi un sezon destul de dificil, dar sunt sigur că se vor califica în play-off și se vor bate din nou pentru un nou titlu. Cum crezi că va fi în Anglia o provocare? Da, va fi destul de greu, nu o să fie ușor deloc, trebuie să mă adaptez cât mai repede acolo la stilul lor și de ce nu să fac față. Ce înseamnă pentru tine Premier League? Înseamnă, să zic, cel mai puternic campionat din lume, unde se joacă cel mai frumos fotbal și toate echipele, toți jucătorii au o valoare foarte mare. Cât de mult ai dorit să ajungi acolo? Doream de când eram mic, am mai spus-o și în alte interviuri și acest vis s-a îndeplinit, dar momentan trebuie să fac pasul și să debutez și acolo. Acum ne apropiem de perioada sărbătorilor. Care sunt planurile tale de viitor? Pe planul meu ar fi să debutez acolo în Premier League și mi-aș dori foarte mult să ajung la echipa națională de seniori, unde este calificată la Euro și de ce nu poate să ajung și eu acolo, dacă voi avea randament. Adi, îți dorim mult succes și cât mai multe realizări. Mulțumesc frumos, doamnește.